Ianis Stoica nu a mai intrat în ultima perioadă în planurile celor de la FCSB. Gigi Becali s-a înțeles cu Universitatea Cluj pentru împrumutul atacantului. Stoica va îmbrăca tricoul lui U până în vară. Din acest moment a semnat cu noi și din ianuarie se va prezenta la pregătire. Nu a fost foarte greu de convins, el într-adevăr a avut și alte oferte din străinătate. Și antrenorul Universității Cluj a primit oferte de la FCSB și Universitatea Craiova. Rămâne la Cluj, unde așteaptă mai mulți jucători în perioada de transferuri. Da, a fost o discuție și cu FCSB-ul, dar nu pot să vă ascund acest lucru. În acest moment chiar nu pot să vorbesc de altă echipă, pentru că sunt la Universitatea Cluj. Eu am 7 liste cu jucătorii pe care mi-aș dori.